Meciul dintre Petrolul și UTA a închis etapa a 5-a a play-out-ului Superligii. A fost 1-1 într-o partidă în care arădenii au avut și un gol anulat. Grozav a făcut 1-0 cu un șut din afara careului mare și a stabilit scorul la pauză. Mikovski a egalat în minutul 82 cu un șut din 5 metri, dintr-o centrare a lui Căpușă. Chiar dacă nu a obținut toate cele 3 puncte, Mircea Rednic s-a arătat mulțumit de jocul elevilor săi. Am jucat când am verticalizat pe spații și în momentul când ne-am prins cu spatele la joc, chiar atunci a fost nepericulos, da. Da, n-a fost tot timpul, da. I-am surprins, păcat că și la asta, la fazele lui Tudore, care n-a intrat rău, n-am reușit să-mi scriem. Dar încă o dată, portarul a făcut astăzi un meci foarte bun, cum am și văzut că, nu, cred că la două etape sau n-a existat etapă în care el să nu fie nominalizat. Ocazie mare, Omondi, domnule Rednic, care a minutul 5, da, nu am închipuit că poate să și tu ai zis, bă, cred că ăsta n-a vrut să dea gol. Dar nu că n-a vrut. Dar cred că și-a făcut preluarea prost. Dar în situații de astea, minge, dai pe colțul lung, prins pe cotrăpie, pe portar. Adică nu poți să știi. Că și la ocazia lui Imo, noi am văzut-o în poartă. Și a avut portarul un reflex incredibil și a scos-o. Dar n-ai voie să ratezi. N-ai voie. Și plus de asta că lumea... Acum în Arad nu știu de ce au ceau cu el, am văzut și... Dar... poftiți? Da, dar... Bine, asta n-a făcut, ăsta e atacant și dacă stau să mă gândesc, adică ne-a dus puncte multe și ca prezență aleargă foarte mult el și Mikovski, totdeauna sunt locul 1-2, ei se bat ca alergare.